dorim acest lucru. Sigur că noi pregătim acum prezentarea raportului de activitate al instituției pentru anul trecut, ocazie cu care o să tragem și câteva concluzii privind necesitățile de resurse materiale și umane care s-ar impune pentru ca instituția noastră să funcționeze mai bine. Sunt două chestiuni, dacă vreți să vorbim, nu neapărat de puncte negre, ci mai mult de dificultăți, da, pe care raportul le surprinde. Pe de o parte, sunt solicitările DNA de ridicare a imunității unor parlamentari care au calitate de ministru sau nu. Aici, raportul a reținut faptul că în cursul anului 2014 au fost situații în care anchetele DNA au fost blocate din lipsa acestui aviz. Au fost situații în care Parlamentul a răspuns pozitiv la unele solicitări ale DNA privind cereri de arestare preventivă a unor parlamentari sau, dimpotrivă, cereri care ne-au fost respinse. Cred că aici se impune o reglementare legislativă, o modificare a legislației, pentru că nu este normal ca un vot politic să blocheze o anchetă judiciară. Din punctul nostru de vedere, orice control al activității pe care procurorii din DNA o desfășoară se realizează printr-un control al instanțelor de judecată, așa cum este și firesc și este în concordanță cu normele europene. Deci, practic, că printr-un vot politic se pot bloca anchetele în România. Da, nu trebuie să se mai pronunțe politicienii pe cereri, adică pur și simplu să ia act de ele atunci când sunt trimise la Parlament. Aceasta este o chestiune. A doua chestiune este că niciodată nu se motivează de ce se respinge o anumită cerere, care sunt argumentele care stau la baza respingerii sau al blocării unui dosar început de Direcția Națională Anticorupție. Da. Și un alt punct am văzut în legătură și cu eficiența investigațiilor. A semnalat o serie de aspecte pentru a fi incluse în amendamentele noilor coduri. Documentul Comisiei remarcă și faptul că prevederile din codul penal privind controlul judiciar a fost declarat neconstituțional de curte mai de mult. Ca urmare, prevederea a fost modificată în sensul introducerii unor limite ale perioadei care poate fi luată măsura controlului judiciar. Care ar fi lucrurile de care are nevoie DNA pentru această capacitate maximă, doamna Chioveși? Bun, dacă vă amintiți, la începutul anului 2014 am semnalat că vor fi câteva probleme odată cu intrarea în vigoare a noilor coduri. Am semnalat câteva inadvertențe în dispozițiile legale, motiv pentru care ulterior au și fost probleme în practica judiciară, iar Curtea Constituțională a emis câteva decizii prin care a constatat că sunt neconstituționale anumite instituții sau anumite articole din codul de procedură penală. Sigur, cea privind controlul judiciar la solicitarea Direcției Naționale Anticorupție a fost remediată printr-o ordonanță de urgență. Mai există însă problema instituției Camerei Preliminarii. La fel, Curtea Constituțională a constatat că nu erau... Această instituție nu a fost reglementată în concordanță cu dispozițiile constituționale, iar acum se impune modificarea codului de procedură penală și reglementarea unei proceduri mult mai clare de funcționare a cazurilor care se judecă în camera preliminară. Cel puțin pentru Direcția Națională Anticorupție, dar sunt convinsă și pentru ceilalți procurori din sistem, există o problemă în acest moment cu privire la participarea la judecarea cazurilor în camera preliminară și aici se impune o soluție, dacă vreți, doar prin intervenție de modificare legislativă, prin intervenția legiuitorului. Deci trebuie problema legii privind retenția datelor. Pe această chestiune aș vrea să spun că noi am participat la un grup de lucru în care poziția Direcției Naționale Anticorupție a fost aceea că se impune o modificare legislativă care să fie în concordanță cu normele europene și cu limitele impuse prin decizia Curții Constituționale.
Cât a afectat activitatea DNA? Eu am vorbit de foarte multe ori în emisiune această declarare de neconstituționalitate a legii 82 pe 2012 din punctul de vedere al constituirii sau instrumentării dosarelor penale. Și mă întreb asta pentru că zilele trecute l-am avut în direct chiar pe domnul Horațiu Dumbravă, care a spus că în anul 2014 s-au constituit pe baza acestei legi, deci pe baza listingurilor, cred că 13.000 de dosare penale. Care este situația, și include aici toate parchetele din țară, care este situația la DNA? Bun, eu nu am date cuantificabile ca să vă pot spune exact în câte dosare n-am putut administra un probatoriu sau nu am cifre prin care să arăt că această decizie a avut un impact negativ asupra anchetelor noastre. Pot doar să vă spun că în foarte multe dintre dosare am fi avut nevoie să administrăm acest gen de probatoriu. Spre exemplu, solicitarea unui listing telefonic, dar de fiecare dată am încercat ca această probă să o refacem prin alte procedee probatorii. Uneori am reușit, uneori nu. Însă, este această metodă de probațiune, este o metodă care se folosește în majoritatea țărilor din Europa, se folosește în Statele Unite ale Americii. Sigur că trebuie stabilite anumite limite în care poate avea loc o ingerință în viața privată a persoanelor, însă noi întotdeauna am solicitat aceste listinguri, am efectuat interceptări telefonice cu autorizarea prealabilă a instanțelor de judecată. Deci un proiect de lege pentru a reglementa această problematică se impune cu necesitate pentru a fi ajutați în anchete atât noi cât și ceilalți procurori pe celelalte dosare în afara cauzelor de corupție. Sigur, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale care sunt prevăzute în legi. Nimeni nu vrea să facă o interceptare fără să fie autorizată de judecător. Nimeni din DNA nu vrea să obțină listing-uri fără să obținem autorizare sau încuvințare prealabilă de la judecător. Păi și până acum știu că luați mandat de la autorizație de la judecător. Și un ultim punct v-aș întreba, deci așteptați o lege pe problema retenției datelor și Direcția Națională Anticorupție, dar aș reveni ca un ultim punct la acest raport NCV, atacurile motivate politic la adresa justiției, se notează aici, au rămas o problemă și în 2014. Nu sunteți foarte mulți procurori la Direcția Națională Anticorupție, dar sunteți, cred că toată lumea, știți, are impresia că sunt foarte mulți oameni la DNA și instrumentează aceste cazuri importante. Nu, sunt foarte mulți. Și se spune aici, atacurile motivate politic lansate de media împotriva judecătorilor și procurorilor, doamna procuror șef, au reprezentat o problemă și în 2014, chit că nu au atins nivelul anilor precedenți, în special cel din 2012. Atacurile au fost adesea legate de cazuri de corupție ce vizau personalități politice influente potrivit acestui raport. Vă deranjează sau credeți că trebuie să existe o reglementare, nu știu, în CSM, că știu că s-a mai discutat și în CSM, în ceea ce privește aceste atacuri, că am văzut și politicieni și în media făcând, lansând atacuri la adresa procurorilor și în special procurorilor de DNA, chiar și noastră a fost de foarte multe ori ținta acestor atacuri. În primul rând, dacă vă impresionează și dacă în al doilea rând credeți că trebuie să se facă ceva și din punctul ăsta de vedere. Păi, aș face aici un scurt comentariu. Corelativ cu creșterea atacurilor la adresa procurorilor de DNA, pot să vă spun că, sigur, în anul 2014 a crescut și rezistența procurorilor la aceste atacuri. Sunt onorată să conduc un colectiv de procurori foarte curajoși, foarte activi și care nu sunt intimidați de aceste atacuri. Cu toate acestea, însă, cred că trebuie să se dea o mai mare eficiență prevederilor legale care deja există în domeniu. Și anume, prin Constituție, Consiliul Superior al Magistraturii este definit ca fiind instituția care garantează independența justiției și care are prin lege specială atribuții să reacționeze de fiecare dată când au loc astfel de atacuri.
Sigur că un comunicat de presă prin care Consiliul Superior al Magistraturii constată că au avut loc aceste atacuri fără a fi urmate de o sancțiune, poate că nu are un efect, cum să spun, de prevenire a acestor atacuri. Nu știu dacă trebuie sancționate sau reglementate în alt fel. Uh-huh. Cred că este un exercițiu la care și clasa politică trebuie să participe mai mult. Poate trebuie un proiect de lege care să fie pus în dezbatere publică și prin care să se stabilească dacă se impun anumite sancțiuni la astfel de atacuri. O doar să vă spun că procurorii din DNA vor continua să-și facă treaba. Ați spus dumneavoastră mai devreme că avem foarte multe dosare. Da. Aș vrea să vă zic că în anul 2014 am avut în instrumentare peste 4.900 de dosare la un număr de aproximativ 89 de procurori. Pentru că nu toți procurorii din DNA fac dosare penale, sunt procurori care participă în ședințele de judecată și avem peste 10.000 de participări în ședințele de judecată. Deci vă dați seama că este un volum foarte mare de dosare pe care procurorii din DNA trebuie să le gestioneze. Sunt dosare complexe, sunt dosare în care sunt implicate persoane importante și sigur că și presiunile din afara instituției sunt destul de mari. Doamna procuror șef, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru această intervenție.